Bună ziua și bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Check-in Local, emisiune dedicată astăzi în cea mai mare parte, dacă nu în totalitate, lui Moș Crăciun. Cred că îți amintești de mine. A trecut multă vreme de când îți scriam în fiecare an și așezam câte o scrisoare pe fereastră. Plicul îl găseam desfăcut, iar hârtia din interiorul lui era veșnic împăturită, stângat și așezată la loc. Mitul lui Moș Crăciun, cu sacul său plin de jucării, a fermecat pe copiii multor generații. Însă, copilul din interiorul fiecăruia dintre noi prinde viață mai ales în pragul sărbătorilor de iarnă. Anul acesta, cu pandemie cu tot, moșul s-a pregătit. Spiritușii lui au sărit în ajutor, așa cum fac de ani de zile. La fabrica de print, moșul a creat un adevărat furnicar. Printărie, scrisori, caravana lui Moș Crăciun, campanii, autocolante și timbre. Iar spiritușii au răspuns afirmativ și în acest an. Ce te-a inspirat în tot ceea ce ai făcut din punct de vedere vizual pentru moșul? Primul rând, George, cu imaginea lui, da? De acolo am plecat, de la imaginea lui George, am plecat în stânga-dreapta, practic, cu ce avem noi aici, campania... Da. Meșul, caravana lui. A fost destul de greu de lucrat cu Moș Crăciun? Cu George? Nu, foarte simplu. Ai fost foarte implicat și ai lucrat foarte mult la acel timbru, deși era cea mai mică parte din toată campania. Da. Nu erai mulțumit, o vrei să fie... El mi-a dat o poză cu el artistic așa și eu a trebuit să o pun, să arate ca un timbru vechi, în stilul lui. Anul acesta, fii pe fază. Chiar dacă ai uitat să scrii o scrisoare moșului, s-ar putea, în nebunia rutinei de zi cu zi, să găsești pe parbriz o scrisoare, care începe cam așa. Dragii moșului, ultimul an ne-a învățat că fără iubire nimic nu e posibil. Îți mai aduce aminte cum a început proiectul printăria lui Moș Crăciun? Da, dacă nu mă înșel, s-a întâmplat atunci când ați venit în vizită cu lucrul la noi și din numeroasele discuții pe care le-am avut împreună, am conceput acest frumos proiect cu printăria lui Moș Crăciun. Deja e pregătit totul aici la fabrica de print. Avem și un mic loc amenajat pentru Moș Crăciun, avem și caravana lui Moș Crăciun și avem și scrisorile care vor ajunge la oameni, nu? Din câte știu. Da, sigur că da. Aici la printăria lui Moș Crăciun se printează toate scrisorile care vor ajunge la oameni de sărbători cu un gând frumos din partea lui Moș Crăciun. Deși ne îndreptăm spre vacanța de iarnă, cei de la fabrica de print nu-și văd capul de treabă. Oamenii au intrat în febra căutării cadourilor pentru cei dragi. Toată lumea vine acum înainte de Crăciun să-și colanteze mașinile în special. Probabil vor să-și facă singur un cadou, atât personal sau cât atât firmei. Fac foarte multe casete luminoase, panouri, doresc cadouri personalizate pentru a distribui partenerilor și multe alte lucruri, cum ar fi să-și colanteze vitrine cu tot felul de promoții, campanii de Crăciun. E o agitație. Moș Crăciun a venit destul de des pe aici, că este printăria lui și verifică dacă totul este în regulă și dacă treburile merg așa cum trebuie. Din dorința de a sădi în inimile copiilor și nu numai aceeași nespusă fericire, noi, cei din casa lui Moș Crăciun, perpetuăm povestea an de an. Se spune că în seara de Crăciun, la fiecare clinche de clopoțel, un vis se îndeplinește. Așadar, încarcă în suflet dorința și sună din clopoțel. Moșul e pe drum? La padocul de la Tomești trăiesc cu micu mare peste 1000 de căței, 1160 mai exact. Se apropie sfânta sărbătoare a Crăciunului, iar ei au trimis o scrisoare moșului. Iar Moș Crăciun nu putea să-i lase să aștepte prea mult, mai ales că are o slăbiciune pentru ei și o dragoste nespus de mare. Așa că și-a luat ajutoare de la școala gimnazială Alexandru Vlahuță și cu moș mobilul a ajuns direct în curtea padocului. Domnul învățător Nedelcu Marius a venit cu noi, cu Moș Crăciun și cu spiritușii care sunt copiii la padocul de la Tomești. Am adus hrană încercând să atragem și alți oameni după noi cărora să le pese de aceste suflete. Domnul învățător, jos pălăria! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Cred că e foarte important să vedem...
că sunt și animăluțe mai puțin norocoase, să avem grijă și de acestea, să avem grijă și animăluțele pe care le avem noi acasă. Copiii au luat astăzi o lecție foarte importantă, că trebuie să ajutăm ce avem în jurul nostru și cu vizita noastră aici, cred că am făcut primul rând în mintea lor un pas înainte de spre a ajuta cățelușe. De ce ai venit la padoc? Pentru că îmi plac mult câinii. Fetițele sau băieții? Toți. Un gând pentru oamenii mari care nu au grijă de căței? Să fie mai respectoși cu câinii. Voi cum v-ați simțit astăzi? Bine, m-am simțit foarte fericită că i-am văzut așa mici, drăguți, așa blânzi, așa prietenoși. Da? Pe viitor, dacă vei avea șansa, vei veni să adopți un cățel? Da. Dacă voi avea șansa, da, voi adopta un cățeluș micuț și drăguț. Care între timp va crește și de care va trebui să avem grijă, nu? Da. Însă, potrivit celor care lucrează la padoc, în ultimul an adopțiile au scăzut. Mai mult sunt persoane care vin și adoptă un cățel pe care îl aduc înapoi din diverse motive. De când știu adăpostul, de când vin în adăpost, de când sunt aici, niciodată nu a fost un număr atât de mic de adopții ca anul ăsta. Și parcă scade într-una. Anul trecut, în pandemie, probabil primul an al pandemiei, a mai fost cum a mai fost. Anul ăsta jale. Foarte, foarte puține adopții. Și pe lângă faptul că sunt foarte puține, mulți se reîntorc. Adică iau un cățel, îl țin o săptămână, două săptămâni, o lună, două și le aduc înapoi. Din niște motive care, drept să vă spun, nici nu pot să le categorisesc în vreun fel. Că nu s-a jucat, că nu latră, că latră prea mult, că nu se joacă cu copilul, că îl place numai pe tată și nu-l place și pe mamă. Cred că dintr-un impuls de moment adoptă, realizează că nu este ceea ce le trebuie sau vor și îl aduc înapoi. Dar pentru căței este o traumă fantastică. Faptul că îl iei din toată gălăgia a unui adăpost public cu 1000 de căței, te duci undeva unde poți să dormi în sfârșit noaptea, pentru că ei sărăcuții, cred că prima noapte care dorm, e când pleacă la ei acasă, liniștiți și în liniște, și îi aduci după aceea înapoi. Sunt foarte traumatizați. Este mai rău decât orice. Dar lumea nu înțelege, nu vrea să se gândească la ceea ce și la efectul pe care l-are asupra cățelului, strict ca pentru... Ei iau un cățel și doresc să fie ca ăla de pluș, pus pe canapea, să fie ok, să nu se miște, să nu facă pișul, să nu roadă, să nu... nimic, atât. Vei găsi întotdeauna speranță în ochii unui cățel, pentru că se spune că unii îngeri aleg blăniță în loc de aripi. Iar alături de acești blănoși cu ochișori blânzi, există mereu o mână de voluntari, care se dau peste cap, cum se spune, în fiecare zi să le fie bine. Voluntarii sunt puțini. Eu am spus o mână, doamna Simona Mantescu spune că de fapt sunt mult mai puțini. Am o mânuță mică, mică, mică de ani de zile. Este nevoie de foarte, foarte mulți voluntari, mai ales iarna, când trebuie puse paie mai des, trebuie ajutat la dat apă pentru că îngheața. Vara la fel, spălăm cădițe, deci este lumea râde de noi în momentul în care fac o cerere de spălat cădițe, găleți și așa. Cam asta, deci foarte puțin voluntari, pentru că nu avem educația voluntariatului, pentru că sunt foarte mulți care sunt studenți și care doar pentru credite eventual ar face și care se înscriu. Deci eu, dacă vă arăt telefonul meu, am o grămadă, o listă mare de voluntari, voluntari, voluntari. În momentul în care am nevoie de ei și încep să trimit mesaje, sâmbătă puteți veni, sâmbătă puteți veni, nu-mi răspunde nimeni. O vorbă spune că nu vei schimba lumea salvând un animal, dar cu siguranță vei schimba lumea acelui animăluț. Însă cu siguranță poți ajuta, nu doar în preajma sărbătorilor de iarnă. Nu trebuie să fim buni doar în luna decembrie. Cei peste 1000 de căței de la padoc, dar și voluntarii și angajații adăpostului au nevoie de ajutor. De hrană pentru căței, ajutor la curățenie, de o mângâiere. Este o mână de oameni foarte devotați, pe unii nici nu-i cunosc, nu știu cine sunt, care lună de lună ne ajută cu donații și atunci noi putem să suplimentăm hrana. Hrana o dă primăria, clar, pentru câinii adulți, dar cum este iarna? Au nevoie
neapărat de suplimentare. Pentru că în orice adăpost nu există un adăpost, indiferent privat, public sau alt, să nu aibă nevoie de hrană. Oricât ar fi, totdeauna e nevoie de mai mult. Iarna mănâncă mai mult, numărul lor crește, și bătrânei mănâncă ceva, operații mănâncă ceva, copilașii, puișorii mănâncă ceva și trebuie să cumpărăm. Acum vine Crăciunul, vine anul nou, va fi cineva care va fi aici pe baricade? Angajații vor fi pe baricade pentru că pentru ei e un program normal. Un program normal de duminică, de weekend, adică respectiv 10-14. Îngrijitorii normal. Doar doctorii care doar 10-14. În rest, absolut normal program. S-au spus și s-au scris multe despre câini. S-au făcut documentare și s-au făcut filme. Toate la fel de emoționante, care te lasă la final cu inima plină de iubire și chipul acoperit de lacrimi. Pentru că așa este iubirea pentru câini. Emoționantă, pură, puternică, sinceră. Și este reciprocă. Poate nu știai, însă, câinele își iubește omul mai mult decât se iubește pe sine. Iar de Crăciun, pufoșeii de la Padocul Tomești își doresc ca oamenii să fie mai buni. Nu cred că vor nimic pentru ei. Vor doar să le fie bine oamenilor, că în felul ăsta, oamenii devenind mai buni, o să le fie și lor mai bine. Mă emoționez totdeauna când vorbesc. Asta e un adevăr. Dacă oamenii ar fi mai buni, ar realiza că ei suferă, ar veni, poate că nu neapărat să... Poate nu toți pot să adopte, dar pot să facă ceva, să vină, să-l mângâie, să-l socializeze, să facă ceva pentru căței. Și atunci ar fi minunat. Adică ar simți și ei altfel acest beton în care stau de ani de zile. Nu sunt scoși la plimbare, că n-ai cum să-i scoți la plimbare pe toți. Unii nici se sălbăticesc, nici nu pot fi scoși. Și de asta ar vrea. Toți căței ar vrea ca oamenii să fie sănătoși și mai buni. Asta e singura lor dorință. Că după aceea o să vină și papa, o să fie și mângâierea, o să fie și o casă poate cândva. Dacă Dumnezeu ar fi avut nevoie să fie adorat, ar fi creat probabil doar câinii. Câinele este animalul care iubește cel mai mult omul. Câinele ni s-a dăruit cu totul. Noi suntem în centrul universului lui. Către noi se îndreaptă dragostea, credința și încrederea lor. Luați exemplu și nu uitați, duceți spiritul Crăciunului pe tot parcursul anului. Când ajungi în studioul lui Paul Pădurariu în această perioadă, ai senzația că ai intrat într-o lume de basm. Apoi deschizi ochii și îți dai seama că, da, e adevărat, ești într-o lume de basm. Moșule, anul ăsta de Crăciun nu-ți cer nimic și nu îți scriu o scrisoare tradițională, îți scriu doar să-ți mulțumesc pentru zâmbetele de peste an și pentru că sunt sănătos, pentru curajul de a nu renunța la visuri. Paul este cel mai norocos dintre ieșeni, pentru că doar el are privilegiul de a-l fotografia pe Moș Crăciun. Stăm de vorbă cu cel mai fericit fotograf pe care l-am întâlnit și mai ales în decembrie. Bună, Paul, mulțumim că ne-ai primit la tine. Bună, dragilor, bună. Da, suntem în magia Crăciunului încă de la începutul lui noiembrie. Eu intru în magie de la sfârșitul octombrie, când trebuie să facem decorurile de Crăciun. Și a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă. Bănuiesc că anul acesta ai schimbat decoruri. Cam câte decoruri ai adus în plus? În fiecare an? În fiecare an schimbăm decorurile. Avem clienții care mă spun: Paul, ai schimbat decorurile, dar bun, atunci hai să facem programare. Anul ăsta avem 7 decoruri superbe, cu fiecare cu povestea lui frumoasă. Începem de la magazinul de jucării, trecem apoi la o rulotă cu zăpadă, mergem la căsuța lui Moș Crăciun și acolo ne jucăm în zăpadă, cu sanie, cu tot ce vrei tu. Avem și mulți pinguini, anul ăsta e cu pinguini. Am mai rămas cu vreo jumătate din ei, că tot au plâns copiii și nu aveam ce face. Apoi avem și scaunul lui Moș Crăciun lângă un brad frumos. Aici părinții își fac rolul de moș și se joacă împreună și fac pozele clare. Apoi avem sufrageria, ca să fie așa home și să fie frumos, așa cozy, să toată lumea să se bucure. Avem 2 sufragerii, fiecare pe gustul fiecare, una mai elegantă și una mai cozy. Iar spre final, din ce ședința se termină cu o joacă superbă în dormitor. Ne batem cu perne, stăm pe burtică, facem celebra piramidă și ușor, ușor, așa să construim albumul familiei. Care sunt
primii clienți pe care îi fotografiez în fiecare an? Primii clienți care îi fotografiez în primul an e George Marici. Deci Moș Crăciun. Da, Când Moș Crăciun. Familia, da. Ajungem. Anul ăsta prima oară l-am fotografiat pe George și pe Moș Crăciun. Și după Moș Crăciun, într-adevăr, l-am reușit să-l fotografiez pe cel mic al meu, pe Rareș, de 5 ani. Întreaga familie a venit mai târziu, fiindcă cel mare e un grinch autentic, care el nu vrea să audă în noiembrie de Crăciun. Când vin la ședință, dacă vrei, dar îți vin în decembrie, că nu vreau să audă în noiembrie de Crăciun. Studioul până când îl ții deschis? Studioul ținem deschis până pe 23 decembrie seara, ca să poată să primească toată lumea fotografiile până pe 24 seara. Mai există întârziat din alți ani, din ceea ce știi tu, mai vin și după 24 decembrie? Mai sunt oameni care își doresc și între Crăciun și Revelion. Anul acesta nu putem să le oferim ședințele foto. Și mai sunt și o parte în ianuarie, care în ianuarie le vom face. Ne mutăm în noul studio de pe Ștefan cel Mare și vom face câteva ședințe foto și până pe 14 ianuarie, că avem Crăciunul pe vechi. Am înțeles. Abia așteptăm. Bănesc că aceleași decoruri vor fi și acolo. Da, în partea din ianuarie, da. Da. De acum pentru 2022 o să regândim. Bun. Un mesaj pentru cei care se uită acum la tine? Să se bucure de fiecare clipă, bucurați-vă alături de familie, alături de copii, bucurați-vă de fiecare moment că e neprețuit. Thank you.
Dar vă atem, comisarul! Și nu suntem de aici, colear! Noi suntem din Sadova! Unii umble scândura! Tu n-a pus și capriorul și am venit cu plugușoarul, mâneați-vă! Dar urature multe știu! Nu știu dacă aveți rachiu! Dacă aveți să nu umblați! Noi nu suntem învățați! Dar v-ați spune cu rușine! Vina mea vă zece, chirioare! Pentru anul care vine, vă urăm numai de bine! Să vă fie casa acasă! Să vă fie masa masă! Să vă capi de vălat cu corul! Ați primit cu plugușoarul, mânați-vă! V-am arătat în această ediție emisiunii Check-in Local cum am fost noi în vizită de lucru la casa lui Moș Crăciun, alături de o echipă de nebuni frumoși ai marelui oraș. Fiți buni și păstrați Crăciunul în suflet pe tot parcursul anului. Moșul vă pupă și vă iubește!